Edilul Mangaliei Cristian Radu își dorește un litoral curat și stațiuni demne de a primi cele câteva zeci de mii de turiști care aleg să-și petreacă concediile la malul mării. Potrivit declarațiilor acestuia, în urma discuțiilor purtate cu aleșii Consiliului Local, prioritar pentru Mangalia va fi amplul proiect de reabilitare a trotuarelor, care trebuie finalizat în 2015. Îmi doresc foarte mult continuarea acestui proiect cu trotuarele. Îmi doresc să le și finalizăm la anul. Trotuarele, un proiect îndrăzneț, dacă avem și bani, ar fi ideal. Îmi doresc să pietruim străzile, pentru că discutăm de oraș turistic, discutăm și vrem să ridicăm la nivelul unui oraș european de pietruirea tuturor străzilor, pentru că încă nu avem toate străzile pietruite în Mangalia și încercăm să, în primul rând, să tragem utilități acolo unde nu sunt. Tot în 2015 urmează să fie pietruite și dotate cu utilități străzile uitate de municipalitate în ultimii ani și unde locuitorii sunt departe de a trăi ca într-un oraș civilizat. La rândul său, primarul comunei Limanu spune că este pregătit de 6 ani cu proiecte de infrastructură pentru fiecare metru pătrat pe care îl are în administrare în localitățile pe care le păstorește. Acesta așteaptă noile proiecte cu fonduri europene pentru anul acesta, între timp descurcându-se cu bani de la bugetul local. Optimismul nostru privind fondurile europene fiind moderat, suntem nevoiți să abordăm pe cheltuielile proprii programul de modernizare a localității și mă refer la comune, mă refer în special la 2 mai și la Vama Veche, unde am făcut canalizare și drumurile au rămas în unele locuri aproape impracticabile. Și începem din 2015, undeva din martie, să facem noi pe banii comunei câte un 2 drumuri, 3 drumuri în fiecare an. Printre planurile pe care le are în derulare cu banii proprii se numără realizarea drumului de ocolire 2 mai Vama Veche, ce ar descongestiona traficul de pe drumul național 39 în perioada sezonului estival, dar și extinderea rețelei electrice în Limanu 2 mai și Vama Veche și amenajarea scurgerilor pluviale. Un proiect de 7 milioane de euro în colaborare cu societatea Raja ESA Constanța se află în derulare și se va încheia în 2017 cu realizarea rețelelor de canalizare din cele 3 localități.